Scandalul gazelor este departe de final. Președintele Klaus Iohannis a retrimis în Parlament zilele trecute legea adoptată. Secretarul Energiei din Statele Unite, Rick Perry, a anunțat că va veni în septembrie la București, probabil cu noi presiuni la adresa acestei legi, care de fapt cuiul lui Pepelea, ca să spunem așa. Investitorii, în special americani, dar sunt și austrieci, vor mai mulți bani de la statul român din aceste exploatări, iar povestea nu pare a se fi sfârșită. L-avem acum prin telefon pe avocatul Dan Chitic. Bună seara, domnul Chitic. Bună seara. Domnul Iohannis a avut o nuanță, sau mă rog, o precizare interesantă în această retrimitere spre Parlament a legii offshore, așa cum este ea numită. Spune că trebuie ca investitorii să fie tratați cum se cuvine, am tradus eu așa pe scurt. Secretarul American al Energiei vine și el în septembrie, domnul acesta care e ambasador Clem se pregătește de plecare, dar în acest timp tot dă mesaje că trebuie să schimbăm legea. Am văzut că liderul PSD, domnul Dragnea, a anunțat că va modifica legea prin ordonanță de urgență. Ca atare, ne cam pregătim să luăm praful de pe tobă, nu? Știu și eu. Problema inițială a legii, așa cum am mai spus, este că a fost prost scrisă, într-adevăr. A fost prost scrisă în ceea ce privește modul în care statul român urma să primească ceea ce i s-ar fi cuvenit. Acesta a fost motivul declarat pentru care Liviu Dragnea a venit și a spus că va modifica legea prin ordonanță de urgență. Așa cum iarăși am spus, nu va avea ocazia, prilejul să o facă prin ordonanță de urgență, pentru simplul fapt că președintele Iohannis nu va accepta legea. Iar acest lucru iarăși a fost confirmat. Din păcate, președintele Iohannis nu a criticat legea cu privire la modul neclar cu care legiuitorul a ales, în care legiuitorul a ales să stabilească modul în care România urma să primească partea de profit din gazele sale. Subliniem, din gazele statului român. Acum. Iar în acest moment, tot războiul pe resurse, pe resursele din Marea Neagră, va fi reluat. Aceste presiuni pe care le-am văzut și pe care le anticipam se vor înteți în cele ce urmează. De acord, dar să cităm din președintele Iohannis în această, mă rog, motivare, ca să spunem așa, retrimiterii, trei cuvinte. Deci este necesar un cadru normativ eficient și durabil, capabil, și aici atenție, să asigure distribuție echitabilă a beneficiilor între stat și investitori. Adică eu înțeleg că președintele și, mă rog, liderii politici ar trebui să apare statul, nu investitorii. Investitorii, ok, categoric, dai condiții, dar nu trebuie să-i dai categoric jumătate. Da. Categoric. Deci aici, dacă citim la o primă lectură acest pasaj venit din partea celui mai înalt reprezentant al statului român, ar trebui să gândim că acesta a urmărit ca statul român să ia mai mult. Da. În schimb, nu se întâmplă așa, pentru că dacă veți citi mai jos, veți vedea că domnul Iohannis critică de asemenea faptul că nu a fost respectat principiul bicameralismului. Ce înseamnă acest lucru la o a doua lectură? Păi rezultă faptul că domnul Iohannis critică această lege pentru faptul că a fost modificată în Camera Deputaților, pentru faptul că senatorii nu s-au pronunțat asupra acestei forme a legii. Cu alte cuvinte, domnul Iohannis dorește sau ar fi dorit și în continuare insistă pe forma adoptată de Senat, în care statul român lua aproape nimic. Amintim încă o dată faptul că și în forma în care a fost adoptată de către Camera Deputaților această lege, statul român atinge mai puțin de jumătate decât ar fi putut și ar fi trebuit să atingă conform legilor în vigoare. Avem o lege, 73/2018, respectiv OG7/2013, care ar fi adus statului român infinit mai mult venit. Nu infinit, de două ori și ceva mai mult venit din gazele sale. Faptul că în acest moment se insistă pentru a se reveni, în mod evident, la forma adoptată de către Senatul
României, respectiv forma în care practic România nu ia nimic. Este un semn de întrebare legitim care ne vine în minte, și anume pe cine reprezintă domnul Iohannis. Reprezintă statul român, cel care l-a pus în cea mai înaltă funcție, sau reprezintă interesele exploatatorilor din Marea Neagră? Iar asta este o chestiune care va fi tranșată la vot, nu acum. Domnul avocat, dar nu-i singurul... Va fi tranșată această problemă la vot, în schimb, Parlamentul României va trebui să tranșeze încă o dată modul în care România va avea profit de pe urma gazelor. Și atunci majoritatea parlamentară va hotărâ, fiindcă și semnalul dat de domnul Dragnea, mă rog, cu acea ordonanță, s-ar putea să fie transpus în practică în Parlament. Adică să le dăm, cum spune domnul Iohannis aici, o distribuție echitabilă a profitului între stat și investitori. Și atunci discuția e închisă, nu? Păi, așa pare că ar trebui să fie închisă. Dacă vedem, în schimb, pilonajul care este făcut asupra puterii de la București de către ministrul afacerilor externe din Austria, vom vedea în septembrie o vizită de cel mai înalt importanță a secretarului de energie pe energie al Statelor Unite, Rick Perry, cum bine spuneați mai devreme. Aceștia nu vin să susțină sub nicio formă interesele statului român. Asta cred că nu susțin, ne pune interesele lor, ale companiilor lor. E normal. Este normal, numai că, vedeți, din punctul de vedere al legislației române, în momentul în care susții interesele unei companii private, tu, oricine ai fi tu, inclusiv în alt oficial, această faptă se numește trafic de influență. La ei se cheamă lobby. Nu, da. La noi nu avem legea. Nu avem legea. Nu avem lege pe... Nu trebuie să avem lege. Niște înalți oficiali ai unor state. Da, dar au imunitate diplomatică. Nu putem să-i arestăm. Evident că au imunitate diplomatică, doar nu o să mergem să le facem la DNA un dosar penal. Noaptea minții. Avem modelul Orban. Aici este vorba, avem și modelul Orban. Victor Orban, nu Ludovic Orban, din fericire. Ludovic, da. Nu Ludovic. Da. Avem modelul Orban, Victor, care în schimb, Victor Orban, care în schimb apără cu îndârjire interesele țării sale în fața oricui, chiar și a celor mai puternici aliați. Păi este ceea ce îmi doresc și eu din partea reprezentanților noștri, ai celor pe care i-am trimis în Parlament. O să dăm un pic mai târziu niște cifre din Ungaria, apropo de acest agent al rușilor, cum îl prezintă unul, agentul rușilor care îmbogățește Germania cu bani, Ungaria cu bani din Germania și America. Mă rog. Păi tocmai aș vrea și eu să avem agent chiar ai rușilor, ai chinezilor, ai marțienilor, nu mă interesează de unde poate. Dar să apere interesele noastre. Da, până la Victor Orban, care își apără el interesul Ungariei, noi ce facem aici? Că văd că nu apără, l-am văzut pe ambasadorul nostru la Washington, e așa, e în vogă, e lobist al gazelor. Toată ziua singura lui grijă e cum să iau ea mai mulți bani în România. Altă grijă n-are în America. Păi vedem că practic pe o linie a politicii externe deschisă și de către președintele Iohannis, această poziție a ambasadorului Maior are coerență. Ea nu are coerență, în schimb, cu interesul României. Iar asta este o problemă majoră. Atât pentru președintele Iohannis, care, în schimb, v-am spus, va fi sancționat doar prin vot, dar și pentru ambasadorul Maior, care, în schimb, ar putea să fie rechemat mult mai repede la post. Maior e mai lobist pentru gaze decât Clem. Adică Clem e ambasadorul american, adică știam eu, nu George Maior. Noi avem foarte mulți ambasadori americani în România. La cel mai înalt nivel avem ambasadori americani chiar și în sânul puterii, avem ambasadori americani cu duiumul și prin presa care susține o formă a legii care dorește, prin care se urmărește diminuarea drastică a venitului României din resursele sale. Avem foarte mulți ambasadori americani. Problema noastră majoră este că nu avem ambasadori ai României în România. Aia da, nici să fie rus sau maghiar. Nu trebuie să fie rus sau maghiar, eu sper doar să fie români. Aia da, nu mă interesează, eu nu sunt pro-american sau pro-rus, eu sunt pro-român.
Păi, tocmai, haideți da, așa, să urmărim anti-americanismul ăsta e prozesc. Haideți să urmărim interesul României. Bravo. Dacă în momentul acesta exploatarea gazelor din Marea Neagră este mult prea scumpă și nu este rentabilă pentru cei care doresc să o facă, nu e niciun fel de problemă. Mai așteptăm 10 ani. Păi nu, dar n-ați poate înțeles că nu o face statul român. Va deveni mai rentabilă, vom avea niște alte tehnologii. Nu înțelegem nici. Dacă nu, să se supună legislație în vigoare. Avem un contract, domnul avocat. Statul român a dat niciun ban. Exploatare nu face statul român în Marea Neagră. Fac firmele particulare. Da, dar mai mulți bani. Deci noi am băgat un miliard de soluri cu OMV-ul. Ce se așteptă? Că avem un contract cu ei, a dat un miliard. Să răspundă domnul avocat și pe ce discutăm și noi. Da, vă rog, vorbim așa în pasă. Contractele despre care dumneavoastră vorbiți, cea mai mare parte a lor, sunt tratate cu strict secret. Da. Eu nu știu dacă dumneavoastră ați apucat să vă uitați pe ele, eu recunosc că nu. Eu recunosc că, după cum ar trebui să știți și dumneavoastră, statul român nu exploatează, pentru că statul român a băgat un ban acolo. Da, da, domnul păi avocat vorbește de contract. Și așteptăm 10 ani. Bine, cât bani a băgat statul român acolo, este important să vedem cum fac celelalte țări care nu au băgat nici ele niciun ban în resursele pe care le exploatează alții. Și vă amintesc faptul că în Norvegia, o țară către care mulți se uită aspirațional, avem redevențe de până la 60%. E o altă discuție, dar Norvegia și exploatează singură gazele. Nu le încurcați că zăpăcim lumea. Libanul care nu este, nu încurc nimic. Libanul unde Exxon exploatează gaze, gaze în largul Mării Mediterane, atinge până la 70%. A, redevența e o altă problemă. Vă spun, nu le amestecați. Că facem, Parlamentul va decide până la urmă. Va trebui să fie obligat și președintele lor, adică când vine din nou la a doua oară și nu mai poate respinge. Păi, da, da, deci Parlamentul sigur, face. Asta e discuția, nu că lobby ne lobby, pentru că în business-ul ăsta sunteți avocat. Trebuie să fie win-win, să câștige și ei la care a venit Exxon-ul aici, că așa e corect, a băgat peste un miliard. Nu un miliard, așa te cuzic, e un miliard. Trebuie să câștige și statul român și să mărim redevența. Asta e discuția. Nu populismul ăsta că e gazul românesc. Că mai venit un deștept de la UE și a zis e gazul vostru. E gazul meu, dacă n-am cu ce să-l scot. Stimate domn Bichir, dați-mi voie să vă spun că după calculele acelea optimiste ale domnului Dragnea, care eu încă o dată spun că sunt optimiste, nu vom atinge 20 de miliarde din gazele noastre. Așa dar dacă noi. Sunt alea optimiste, 20 de miliarde, da. Și alea reprezintă 30%, vă rog să vedeți care este câștigul lui Exxon. Și atunci veți vedea că oricât de mari ar fi investițiile acestei companii, Exxon va câștiga foarte mult. Va câștiga mult mai mult decât rata de rentabilitate media oricărei afaceri din vestul Europei. Pe asta trebuie să le negociem, nu să-l băgăm pe Iohannis, să spunem, domnule, România ce are? Gazul. Păi nu. Da? Nu, nu. Sunt lucruri, eu, din punctul meu de vedere, eu ceea ce critic la Iohannis este faptul că acesta... N-are nicio treabă, Dragnea, început. Se leagă nu se leagă. A trimis legea pentru motivul că aceasta nu a fost adoptată. Domnul avocat, noi am mai avut o discuție și v-am zis păcat că a fost în contradictoriu. Le-ați amestecat și într-un trecut Romgaz cu Transgaz. V-am zis Romgazul scoate gazul, Transgazul doar îl duce mai departe. Nu e Transgazul, de exemplu, am încercat să vă explic, doar care gazul și nu va fi autostradă. Ce vor ungurii ca fiecare căsuță, fiecare să aibă gaze, asta vrem și noi prin Transgaz în România. Încurcați câteodată Transgazul cu Romgazul, nu le amestecăm. V-am zis, redevența e una. Redevența e una aici, problema cu gazele e alta. L-ați băgat pe Iohannis total la iurea, primul care a băgat. S-a băgat. El s-a băgat. Nu s-a băgat. Are Dragnea ce modificat. Da, Transgaz. Am avut o discuție și vă să vedeți. Nu e adevărat. Noi nu știm deocamdată ce ar fi cuprins și nici nu avem cum afla foarte repede OUG-ul de modificare a legii offshore pe care guvernul ar fi adoptat-o dacă legea era promulgată. Nu știm. Da. Noi știm doar din declarațiile... Știm doar din declarațiile... Ce credem fiecare? Știm din declarațiile nu, lui Liviu Dragnea... Părerea, că eu cred că am o opinie că va face corecturi. Că va face corecturi la clarificări la modul de calcul. Da. Clarificări păi, la modul de calcul. De a spus că OUG-ul va viza anexele privind, păi acolo e problema. Privind modalitățile de calcul. Vă mai spun ceva, vedeți? Stimate americanii vor să socotească Iohannis indică alte 10, lucruri. A spus bine, pe 10 miliarde. Da? I-a vrut să facă calculul să revină România pe 10 miliarde, atât au estimat ei. Ai noi ce au zis?
Vedeți că aici are Dragnea dreptate. Hai să facem pe 20, când avem surse că vor fi 20 de miliarde. Aici e bătălia, nu și e o gane de 40. Iar în privința... Da, e o privința... de dolari, stimate domn, care ar trebui să revină României. Rancovicianu chiar. Bun. În eu, privința... cred, eu cred că în momentul de față merită să discutăm cu privire la evident, sigur că da, sigur. Mie mi se pare subiectul anului. E o discuție care poate, trebuie purtată. Domnul avocat, ăsta este subiectul anului, dar pe de altă parte vreau să vă reamintesc că mai multe legi importante au căzut la Curtea Constituțională tocmai pentru că n-au respectat acest principiu al trecerii prin cele două camere a tuturor amendamentelor. Da, vreau să vă spun că în cazul e vorba și de o lege bancară. Și poate ne ajută Dumnezeu, e vorba și de legea fumatului. Urez devențele, dacă aveți memorie, stimate domnule avocat Chitic, țineți minte că a fost sub guvernarea Ponta un scandal foarte mare pentru că trecea termenul ce negociază cu EMV-ul. Ei, s-au mărit de devențele? Nu. 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 Păi, asta sunt durerile mari, nu? Și este. Păi da. Nu s-au mărit redevențele și pentru că... Și OMV-ul a rămas cu redevența aia mică de atunci. Păi da, astea sunt discuțiile, nu politizăm acum pe Iohannis, că nu mai pun nici de unul, nici de altul. Mă interesează de România, de țara mea. În ceea ce privește redevențele, acestea au fost fixate prin niște contracte care au fost semnate prin anii 92. Și sub Ponta, care a fost prins cu șeful OMV-ului pozat la masă, la Viena, și... Trebuiau renegociate redevențele la OMV. S-a mai întâmplat ceva? Că, uite, nu s-a mai întâmplat nimic, dar știți, nu se întâmplă nimic nici cu dezvăluirile din presă care vin și ne arată că mai mulți miniștri din guvernul României au foarte apropiat să le punem soți în cele mai multe cazuri, care lucrează pe bani foarte buni în cadrul Petrom. Este și asta o discuție. Unii mai puțin vizibil lucrează direct. Hai să discutăm acum, dacă îmi permite... Dar vă spun încă o dată că am studiat și după aia vă las să vedeți cât vreți. Da. Gândiți-vă că blocarea... Bine, interesul statului, dar blocarea la infinit a exploatării de acolo nu aduce beneficii decât Federației Ruse. Punct. Și cred că știți asta. Nu, stați puțin. Haideți să ne gândim că România nu se va termina în 5 ani. Nici în 15, nici în 20, cu voia lui Dumnezeu. Și atunci, ceea ce se află în subsolul acestei țări aparține, dacă nu nouă, măcar copiilor sau nepoților noștri. Bun, asta știm toți. Noi avem datoria să ne gândim, și nu doar noi cetățeni, cu atât mai mult cei care sunt la guvernare, au datoria să se gândească pe termen mediu și lung la dezvoltarea acestei țări. Domnul Chitic, scuzați-mă. Să știți că e mai bun la propagandă decât dumneavoastră. Asta e foarte bine ce spune și eu sunt un naționalist de notoritate. Știu că asta ne aparține nouă și copiilor noștri. Dar vă informez în calitate, stimate domnule avocat, de avocat, de om al legii, că statul român are niște contracte cu americanii și au băgat 1.600.000. Dar dumneavoastră ați citit contractele? 1 miliard, nu 1.600.000. Nu, dumneavoastră ați citit contractele respective? Nu, dar e un contract de rurale și a fost să-și ia și ei. Haideți să vedem contractele, dar dumneavoastră vi se pare normal că există contracte strict secrete cu privire la resursele României? Nu, dar e un contract de rurale. Ce să le zic? Ce să-i zic lui Exxon? Domnule, sunteți avocat. Ce să-i zic lui Exxon acum, că nu sunt prieten cu el? Ai băgat 1 miliard, du-te acasă că o să scoată nepoții mei? Din momentul care un contract e secret, e un semn de întrebare mare. Știți că au băgat 1 miliard? Ați văzut această listă cu investiții? Declarațiile dumneavoastră personal? Nu, dumneavoastră personal puteți să căutați declarațiile lor și să vedeți că îi spun 1.600.000. Păi nu declarațiile lor, că eu pot să spun că am băgat acum în curtea mea 200 de milioane de euro. Păi da, dar stați liniștit că va veni partea. Vine partea română și va verifica. Domnul avocat, vine partea română și va verifica cât au investit ei acolo. Dar vă spun că n-am ce să fac, e un contract în derulare. Nu înțelegeți asta că sunteți avocat. Au greșit ei dinainte că au făcut, nu știu ce e în el. Dar un contract trebuie respectat. Problema este să faci un contract, ok, e secret, dar contractul nu te obligă să faci o lege cum vrei. Aici e bătălie. Exploatatorilor. Nu ați înțeles nimic, îmi pare rău, îmi pare n-ați înțeles nimic. Dacă eu sunt avocatul lor... Bine, hai să nu discutăm. Mai greu de cap este adevărat, dar totuși vă văd că aveți o poziție tranșantă în favoarea celor care au investit. Dar nu e tranșantă, e absolut normală că noi n-am putut să scoatem cazul. Dar asta nu înțelegeți voastră. Veniți cu lozici de asta, aparține poților mei. Păi eu i-am pus pe Tâlharia să semneze înainte contactul cu Exxon. Domnul avocat, eu i-am pus pe Escocia să semneze contactul cu Exxon. Ce veți mie spuneți că e part?
Păi, știu eu ce e în contractul ăla, eu vă spun că e în derulare. Vă spun o chestie logică și veniți cu asta, că eu sunt pentru Exxon. Păi, vă rog frumos, vă calmați. Dumneavoastră, când nu mai aruncați cu de-astea așa. Știți ce este în contractul? V-am spus că nu știu, poate nu înțelegeți. Păi, atunci, hai să vedem vorbesc. Contractul. Hai să desecretizăm acel contract. Da. Dar nu veniți și spuneți că e a nepoților și cu tărică. Mai aveți voi să spuneți, au dat un miliard sau că dacă au dat, nu-i mai bagă seama. Că sunteți mai comuniști decât comuniștii. Lasă-l că ea să-i apărăm pe ea. Ei apăr eu pe ea. Nu să-i apăr pe ea. Interes național este o chestiune care ține de comunism. Lăsați-mă să fiu comunist. N-am spus asta. Da, nu se nici unui comunist. Uitați, eu mi-asum chestiunea că sunt comunist. Da, bine, hai că... Da? Atâta vreme cât discutăm despre resursele care, potrivit Constituției despre care vorbeați mai devreme, da, aparțin acestei țări. Dar de v-am spus, n-am făcut eu contactul cu Exxon și nu s-a făcut cu Exxon. Niște vagabonduri, vedem cine a făcut. Hai să vedem cine a făcut, da, exact, cum arată contractul. Și poate să vedem legea în Parlament cum trebuie. Asta păi, hai să facem presiuni, domnul avocat, să desincretizeze. Parlamentul are chiar dreptul să anuleze un contract, chit că ar trebui să plătim la curți internaționale niște sume. În primul rând vreau să-l văd public. Păi, dar asta e bătălia. Nu și-a vândut fiul lui Dragnea porcii la americani. Nu mai jucați cu Iohannis, cu Speculatul. Mulțumesc, domnul Chitin, pentru interviu. Da, vă rog. Vă rog și pe aceea să... Haideți să vedem dacă nu cumva, să vedem contractul cum arată, să vedem care sunt penalitățile. Perfect. Poate este mai rentabil să plătim niște sancțiuni cu privire la, ca urmare a nerespectării acelui contract, decât să dăm resursele pe nimic. Da. Ce credeți? Da. Deci de acord. Da? Poate ar fi, poate avem de 10 ori mai mult decât au investit. Hai să vedem contractul și după aia vorbim, da? Păstrăm 200 de miliarde pentru nepoții noștri. Nepoții noștri, am zis. Da. Hai să vedem contractul și poate vă vorbim. Păi să vedem contractul, dacă să-l vedem contractul, trebuie să-l arate ăștia care l-au semnat. Da, mulțumesc, domnul avocat, pentru intervenția noastră. Vă rog, Alexandrescu, de ce un contract ăsta trebuie să fie secret? Păi așa a fost secretizat din capul locului. E Bechtel ăsta 2? Deci eu din ce știu, eu știu că până la ora asta Exxon-ul și OMV-ul încă nu au aprobat investiția. Păi, vor să-și vadă hai bugetul, să ne lămurim. Da. Deci n-au aprobat investiția. Păi, șantajează cu asta. Domnul Chitic l-a mai auzit aici și acum două săptămâni spune același lucru. Dragnea a anunțat că va opera modificări. Da, dar nu a spus clarificare. Deci încă o dată. Dar bate... nu a spus și operări. Păi nu, încă o dată. Ce modificări? Dragnea a venit primul. Păi, dar nu, noi vorbim fără să știm ce urmează.